Exact așa, ca într-un film prost uh, american, cum o spune Maria High School, uh, Maria a trebuit să-și ia mâncare și să meargă pe terasă să mănânce pentru că bucătăria este invadată de fetele vesele care au făcut front comun și cumva s-au simțit ofensate de ceea ce a spus Maria. Deși Maria a înghețit foarte mult în toată perioada aceasta și chiar aș vrea să le iau pe fiecare în parte și să le întreb dacă ar fi fost în locul Mariei, cum ar fi reacționat sau ce părere ar fi avut sau cum ar fi gestionat situația, pentru că sunt sigură că majoritatea ar fi făcut mult mai rău, dar pentru că. Maria este cumva în top și este locul întâi. Avem frustrări și tot felul de răutății la adresa lor. Sper din tot sufletul să nu le mai dea atenție, să nu le mai dea importanță, să nu mai conteze nici măcar 1% din ceea ce se vorbește în casă. Nu. Chiar nu trebuie să dea explicație nimănui și mai mult de atât, nu nu ar trebui să comenteze gesturile și reacția altor concurenți din casă. Până la urmă știți cum e. Fiecare face ceea ce simte. Important este de cum gestionezi tu situația și cât de multă importanță acorzi subiectelor.